Târgul de toamnă produs în Bucovina de la Cluj-Napoca, organizat între cele două regiuni, Bucovina și Ardeala, a avut în comun sprijinirea micilor întreprinzători ce promovează autenticitatea și tradiția populară. Inițiativa organizării târgului a fost extrem de apreciată și de meșterii populari autentici, care au avut astfel prilejul să-și facă cunoscută munca, să-și promoveze produsele și să le arate clujenilor meșteșugurile tradiționale specifice zonei Bucovinei. Organizat la Cluj, târgul de toamnă produs în Bucovina a fost un prilej de a sărbători și de a promova tot ce este autentic, natural și care respectă tradițiile noastre. Meșterii populari prezenți la târg au apreciat inițiativa organizării acestei manifestări între cele două regiuni istorice ale României. Pentru unii dintre ei, participarea la târgul de toamnă produs în Bucovina a fost un bun prilej de a se face cunoscuți și la nivel național. Ne bucurăm că am avut ocazia să putem participa, să arătăm și la clujeni marfa noastră și am înțeles că și ei o să fie prezenți la noi. Da, sunt manifestări de succes, fiindcă totdeauna ce este nou prinde la public, lumea este curioasă să vină, să vadă, să compare și să cumpere până la urmă, de ce nu, că pentru asta sunt făcute aceste expoziții, pentru a impulsiona mici meșteșugari, mici creatori, mici producători, să producă și să vândă. Până este un bun început. E târziu, dar de fapt niciodată nu târziu. Este foarte bine, sperăm să fie și invers, ca și dumneavoastră să vină la noi, că avem de învățat ambii. Deci este vorba, cred că, de două culturi. Este foarte bine. Foarte ok, din punctul meu de vedere. Ar trebui să vină și ei la noi în Bucovina, tot într-așa un festival. Zic că e o inițiativă binevenită, pentru că promovează tradițiile din ambele regiuni. Și în felul ăsta și tinerii iau cunoștință cu rădăcinile culturii românești. Prima dată acum sunt la Cluj, dar e foarte frumos. E un prilej bun de a vă arăta munca depusă și produsele. Da, cu siguranță. Orice ieșire din atelier presupune la un moment dat și o cunoaștere în plus a altor persoane, ceea ce contează foarte mult. E o inițiativă formidabilă, mai ales că am înțeles că și clujenii la rândul lor vor veni cu produse de la lor și în felul acesta se creează colaborări noi, poate. Poate bună să vadă lumea și tradițiile din Bucovina și să ducem mai departe tradiția. Pe parcursul celor trei zile, mii de vizitatori au trecut pe la standurile meșterilor populari, declarându-se fascinați de produsele și meșteșugurile tradiționale care se practică în zona Bucovinei. O surpriză inedită pentru ei a fost și roata olarului. Este o îndelinicere care e pe cale de dispariție, cel puțin chiar discutam cu domnul. Dragi clujeni, din punctul meu de vedere, e foarte interesant pentru copii să vadă ce și cum se făceau lucrurile mai trecut. Un eveniment organizat. Cum mi se pare munca migăloasă raportat la prețul produsului? Cu siguranță, cel puțin în ziua de astăzi, cu noile metode de a produce și cu plasticul care a invadat, să spunem, industria, cu siguranță este, nu se răsplătește munca pentru ce se obține. Sau cel puțin nu cei care o apreciază. Văd că sunteți interesată de o oie tradițională. Cum vi se pare? Frumoasă, foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Sunteți adepta lucrurilor tradiționale? Am măsura în care ți le poți cumpăra. Scumpe și normale, cu sute de mână și se vede că sunt de calitate. De calitate.